Aproximativ 500 de absolvenți din învățământul post-liceal culeg roadele ultimilor 2 ani de studii. Ei speră să obțină examenele de certificare a competențelor profesionale pentru nivelul 3 avansat. Unul dintre cele 9 centre de examen se află la Liceul Tehnologic Lazare de Leanu din Năvodari. 30 de candidați au susținut pe data de 7 și 8 iulie proba practică, cu toții trecând cu brio prima probă. Absolvenții școlii noastre vor fi calificați în meseria de maestru în prelucrarea țițeiului și petrochimiei. Ei majoritar sunt în momentul de față angajați ai Rompetrolului, unii dintre ei chiar pe post de maestru și au nevoie de această diplomă și ceilalți în așteptarea unui post pentru a avansa în carieră. Printre calificările pentru care s-au pregătit absolvenții se numără tehnician cadastru, maestru prelucrare țiței și petrochimie, dar și tehnician electronist telecomunicații. De asemenea, anul acesta au fost implementate în premieră noi calificări. Avem în premieră absolvirea la calificarea tehnician nutriționist. Se pare că este căutată, elevii au venit și au ocupat toate locurile la această calificare pentru că este o calificare de viitor. De asemenea, mai avem o premieră la nivelul calificării de cosmetician, unde termină prima promoție de elevi din învățământul special. Examenele se susțin în perioada 7-15 iulie, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe data de 16 iulie la fiecare centru de examen. Nota minimă de obținere a certificatelor de calificare profesională este 6.